Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași a fost gazda unui eveniment deosebit de important pentru educația sanitară și prim-ajutor, concursul Sanitarii Pricepuți. Acesta a reprezentat atât etapa municipală cât și pe cea județeană și a fost organizat cu sprijinul Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Iași, Consiliului Județean Iași, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Sturz al județului Iași, Direcției de Sănătate Publică Iași, a Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Concursul a adunat un număr impresionant de echipaje formate din elevi de gimnaziu și liceu coordonați de profesori dedicați din școlile județului Iași. Participanții au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice, ci și abilități practice esențiale pentru acordarea primului ajutor în situații de urgență. Competiția a fost structurată în două probe principale, una teoretică menită să testeze cunoștințele elevilor despre educația sanitară și prevenirea accidentelor și una practică care a evaluat capacitatea acestora de a reacționa rapid și eficient în situații reale de urgență. La Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir a avut loc concursul de educație pentru sănătate și prim ajutor, Sanitarii Pricepuți. Etapa municipală și cea județeană au fost organizate de Societatea Națională de Crucea Roșie Filiala Iași, cu sprijinul și implicarea Consiliului Județean Iași, a Inspectoratului Școlar Județean Iași, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Sturza Județul Iași, dar și al Direcției de Sănătate Publică, al Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir și a Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Cele două etape ale concursului s-au bucurat de prezența unui număr mare de echipaje de elevi, de gimnaziu și de liceu, coordonați de profesori din școlile ieșene. Concursul a constat în două probe, una teoretică și una practică, prin care au fost testate cunoștințele elevilor și capacitatea acestora de a reacționa rapid și eficient în situații de urgență. Echipajele câștigătoare provin de la Colegiul Național Emil Racoviță, la secțiunea elev de gimnaziu, și de la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, la secțiunea elev de liceu. La finalul concursului, echipajele câștigătoare au fost desemnate în două secțiuni, elevi de gimnaziu și elevi de liceu. La secțiunea elevi de gimnaziu, locul întâi a fost obținut de echipajul de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași, în timp ce la secțiunea elevi de liceu, echipajul câștigător a provenit de la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași. Prin acest concurs, participanții nu doar că și-au îmbunătățit cunoștințele despre educația pentru sănătate, dar și-au dezvoltat și deprinderi practice esențiale pentru viață. Concursul Sanitarii Pricepuți a subliniat importanța solidarității și a empatiei față de semenii aflați în suferință. Elevii au învățat cum să prevină accidentele și cum să acorde primul ajutor corect, dobândind abilități care pot salva vieți.